CSMR și ți-a câștigat cu 3-1 partida cu Clubul Sportiv al Armatei Steaua în etapa 16-a Ligii a doua. În tribune a fost o atmosferă de meci mare, cu peste 5.000 de spectatori, iar Guardia Ultra și Peluza Sud Steaua au făcut un spectacol ca la un meci de primă ligă. În etapa 17-a, CSM Reșița va juca în deplasare pe 2 martie cu CSM Slatina. Deocamdată Reșița e pe 7 în clasament, dar poate fi depășită de Viitorul Târgu Jiu sau Cixere, dacă care au un meci mai puțin. În ceea ce privește jocul, cred că am fost echipa care am controlat ostilitățile, am fost echipa care a câștigat mai multe dueluri, echipa care și-a dorit, într-adevăr, să marcheze goluri. Am avut și neșansă ca la o lovitură din un liber, o lovitură fixă să primim un gol contra cursului jocului, dar ceea ce mă bucur este faptul că după pauză am ieșit la fel de determinați de la vestiare și ne-am deschis pe tabela de marcare. Deci consider că e o victorie meritată, ceea ce la fel este un motiv de bucurie pentru mine, că nici la 3-1 noi nu ne-am nu vroiam ca să ne oprim, așa încerc să ne oprim și jucătorilor. Lucrul acesta ca să nu ne mulțumim cu puțin. Dacă prindem un adversar și simțim că îl dominăm, să credem până la capăt că putem marca goluri, pentru că oamenii de aia vin la stadion. Sunt 3 puncte importante pentru noi, dar, exact cum v-am spus și înainte de partidă, nu vom face sărbătoare, nu vom face, eu știu, nuntă după o victorie, cum nici după un eșec. Nu făceam înmormântare.